Vă ziceam, astăzi punem butașii de măslin. A? Punem în alveole din astea de tăvițe alveolare. De nu știu câte naibii sunt, dar oricum sunt foarte adânci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Așa. Pe rând sunt 4 rânduri. O să facem cum v-am arătat inițial. O să zgâriem coaja fiecărui butaj. Bine, prima dată o să punem pământ în tăvițele astea. Punem turbă aici. Așa, bine că nu e suficient. O să las asta jos ca să pot să fac. După ce am udat alveolele, udăm bine. Să se taseze pământul ăla. Să se așeze acolo în... Să se așeze bine în alveolă. Și după ce am făcut lucrul ăsta, lăsăm să se ducă o dată. Și repetăm cu încă o udare. Deci, practic, să se așeze foarte bine. Facem niște găurele ulterior. Punem butașul după ce îl dăm cu hormon. Îl zgâriem inițial și îl dăm cu hormon. Și după îi mai dăm o udare să se așeze acel pământ pe lângă butaș. Dar, practic, nespălându-se hormonul de pe el. Vedeți? Eu îi las cuteșuri. Butașii îi las cu cuteșuri. Nu tai teșurile alea, pentru că fix de acolo va înrădăcina. Însă vom da niște... Răcâim puțin coaja în anumite locuri. Și de la primul și al doilea nod va genera rădăcini butașul ăsta. Bine, durează. E procedeu de durată, dar merită. Dacă s-a dus apa, vom lua unul dintre butași pe care îl considerăm mediu, ca și grosime, ca să fie buni și pentru ceilalți butași ulterior, să nu fie îngropița asta prea mare și decât înfigem și scoatem. Figem și scoate. Încercând să n-ajungem totuși până la fundul alveolei. Să fie undeva cu un centimetru înainte de terminarea spațiului. Ați văzut și dumneavoastră, aici avem turbă refolosită. Am îmbogățit-o noi cu nisip și cu ceva perlit, dar este o turbă refolosită. A fost la altceva care s-a uscat sau am scos de acolo, eu știu să zicem că ar fi fost la replantat sau la, mă rog, la stadiu de răsad. După ce s-a scos răsadul și s-a replantat, acel pământ rămăsese așa. Degeaba, prin alveole respective. Sau tăvițele alea unde am crescut eu răsat. Sau anumite plante care au murit și a trebuit să arunc cotorul respectiv, rămânând ghiveciul plin cu pământ. Acel pământ l-am reutilizat. L-am îmbogățit cu nisip și perlit, dar l-am reutilizat. Da? Se vede că am pus și perlit în el. Dar îl reutilizăm acum ca să nu stea degeaba. Mai facem și economii. Că ulterior ajutăm noi butașul cu puțin îngrășământ, cu eliberare îndelungată, butașul după înrădăcinare la replantare. Atunci îl ajutăm
Și în felul ăsta am rezolvat problema pământului sărac, care în momentul de față există. Așa. Pământul e epuizat, mai bine zis. Sărac în nutrienți. Și după ce am făcut toate șmecheriile astea, începem să facem butașii. După cum ați observat la mine, cum v-am zis și mai acum ceva timp, n-am cum să țin, din păcate. Va trebui să iau tripiedul și să vă arăt cum și în ce fel cu zgrierea butașilor, darea prin hormon și toate cele. Uitați, cum vă ziceam, zgriem butașul de aici pe acolo foarte puțin. Da? Sper să se vadă. Zgriem puțin butașul și îl dăm prin hormon. Și tot așa de fiecare dată. Scuturăm, așa va arăta. Deci este combinație incit 1, incit, radistim 1, radistim 2 și incit 8. E. Și acum direct în tăvițele anterior pregătite. Și așa facem la fiecare. Zgâriem puțin. Dăm prin hormon. Ajunge direct în sol. Procedeul ăsta cred că poate să-l facă fiecare acasă. Hormonii în ziua de azi nu mai sunt scumpi. Cu 50 de lei ți-ai luat 2-3 borcanele de hormon. 2. Și ți-ai rezolvat problema pentru tot anul. Mai ales că dumneavoastră nu faceți industrial, vă faceți pentru voi acasă acolo și să aveți două de-astea de hormon nu vă strică pentru orice ați vrea să vă înrădăcinați. Bine, mai sunt și de-aștia cu dă și mie, dă și mie, dar s-a cam terminat cu dă și mie. La cât de ieftine sunt, dacă nici asta nu vrei să investești, să ții acolo și vrei cu dă și mie, înseamnă că nu prea ești omul care trebuie pentru a-ți face ceva, plante sau a rezolva ceva în viață. Deci luați-vă, nu fiți gărciți, că luați pentru voi, nu pentru alții. Nu zic că eu nu am dat în stânga și în dreapta, am dat. Dar nu prea să mai merită să dai. Că dai, da, înapoi lumea nu prea mai știe să întoarcă gestul. Nu mă refer cu produsul dat. Mă refer așa, în general, știi? Ajuți oamenii și oamenii după aia te sapă. Așa că eu nu prea mai fac gesturi de-astea. Ajut și eu pe cine trebuie. Bun, și așa procedăm la toată flota noastră de butași, să le zicem așa. Toți vor fi dați prin hormon și puși în același fel, cum v-am arătat, până umplu alveolele astea. Ulterior o să trec la un alt material, un alt proiect al meu cu piper de România. Și am să vă arăt și acolo ce și cum am făcut. Tot așa o să înrădăcinez și din aceea dăstuiei. Sau atât cât am avut anul ăsta, cel puțin. Și bineînțeles tot pentru dumneavoastră vor fi. Dar acela va face subiectul unui alt material. Care o să apară și el în curând. Fiți cu ochii pe canal că o să aveți ce să vedeți. Și nu doar atât. Fiți cu ochii pe canal că o să aveți ce să cumpărați. Ușor, ușor o să scot o grămadă de noutăți. Și sunt foarte sigur că sunteți interesați.
pentru a achiziționa și acele noi sortimente de plante pe care le voi avea la vânzare. Momentan o să punem o pauză că facem prea lung filmulețul. Vă arăt la final ce, cum îi mai aud, ce și fac, ce și cum fac pe aici. Și să fie bine, să nu fie rău, zic. Cum vă ziceam, după ce am pus remazan, îmi trece de o apă, ca să fac tot pământul, ca să fac tot gaura pe lângă buceaș. Lăsăm să se scurgă și în principiu cam asta a fost. După vor ajunge, bineînțeles, la tunel. Și acolo vor sta până cam vine frigul, cât o să pot de mult, că pun pături ceva pe tunelul în alta, o rezolv. Noaptea și ziua dau la o parte, iar ulterior vor intra în casă, în tăviță, și vor sta la căldură până când își încep creșterea. Bineînțeles că nu vor mai fi mutați din aceste alveole până la primăvară, că nu va fi loc să mă mut, să mă toate cele cu ele de colo-colo, alte ghivece, alte... Nu mai e spațiu care să le mai fie și lor alocat. Nu mai există spațiu. Dacă ar fi să măresc, să pun în ghivece mai mari, să-i și transfer. Deci vor sta așa până la primăvară. Că vor da ramuri de 10-20 de centimetri până în aprilie-mai, asta e. Să dea, le mai dau și un îngrășământ prin tăviță, adică să sugă îngrășământ lichid, să-și absoarbă singuri de acolo și cam asta va fi. Vedeți? Cam ăștia vor fi ei puși la înrădăcinat până la primăvară. Așa vor fi, nu în altă variantă, tăvițele sunt destul de adânci, au în ce. Bun, prieteni, ăsta a fost materialul de azi cu măslinii, restul, ramurile, vârfurile de ramuri, cum ar veni, vor fi și ele puse în ghivece din alea mai înalte, scufundate destul de mult în pământ, și vor rădăcina și astea, sunt câteva sute aici, și așa mai departe. Ce să zic, cam asta a fost. Ne ocupăm în continuare de treabă, că e destulă. Și vă salută cu respect al vostru Adi de la Raiul Verde. Să trăiți numai bine. Zi frumoasă!